Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru întâlnirea noastră deosebită. Spunem bun venit tuturor fraților care n-au fost zile acestea împreună cu noi și ne bucurăm să fim împreună ca să petrecem această ultimă seară de tabără împreună cu tinerii noștri. Mulțumim Dumnezeu pentru zilele acestea binecuvântate, pentru harul care ne-a fost dat în zilele acestea să stăm aproape, să fim aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu așa cum s-a cerut în rugăciune, să ne dea pacea Lui. Să ne dea și să ne lase pe zile noi, fiecare dintre noi, pacea Lui, pentru că e nevoie să fim liniștiți. E nevoie ca Duhul nostru să se liniștească, e așa de important, pentru că știm fiecare dintre noi din viața de noastră, de zi cu zi, dacă suntem neliniștiți, nu putem merge, nu putem veni, nu putem sta, nu putem mânca, nu ne putem odihni, nu ne putem ruga, nu putem cânta. E așa de importantă liniștea sufletească, așa de importantă pacea sufletească. Apostolul Pavel spune Efesenilor care mi se, El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul care ținea despărțit. El a făcut lucrul acesta, El ne-a adus pacea și El ne poate da pacea Lui. Dar toate acestea s-au făcut prin jertfă. Pacea aceasta a venit în lume și noi ne-o dorim, dar aceasta șeagă rădăcina, șeagă rădăcina în jertfa de pe cruce. Pentru că noi, fără pacea lui Hristos, nu putem trăi. Era în 1945. Un an foarte greu. A fost cel mai lung război și cu pierderile cele mai multe. Au murit aproape 80 de milioane de oameni. Ce suferință, ce tragedii, ce povești, câți orfani, câte văduve, cum putea moartea peste atâtea popoare. Și era un om care scria câteva lucruri în anul acela. Spune așa, ce liniștiți sunt pașii tăi, în mine când coboară, și ca iubirii mii de căi ființa mă înconjoară. Ca mersul stelelor pe cer, ca răsăritul lunii, ca luntrea gândului năier de apa rugăciunii, ca izvorârea din afund a stropilor spre unde, ca taina harului profund când Duhul lui îl pătrunde, ca roa cerului senin pe iarba aplicată, ca sarea țiara ce înfășoară din pădurea nemișcată, ca șoapta dulce a vieri din spicele înflorite, ca pacea marilor pe cer pe culmile însorite, ca zvonul pașnicei cântări din sânul primăverii, ca sfintele înfiorări din noaptea învierii, ca iubirii dulci făpăi spre inimii coboară, ce liniștiți sunt pașii tăi, ce liniștiți sunt pașii tăi. Oamenii lui Dumnezeu, chiar în vremuri turburi, chiar în vremuri grele, au găsit puterea aceasta. De ce? Pentru că ei au fost pătrunși de adevărul acesta mare, de pașa Mântuitorului. De aceea, în această seară, am dorit și am chemat ca Duhul Dumnezeu să liniștească Duhul nostru. Pentru că ne-am dus cu gândul zilele acestea la oamenii mari al lui Dumnezeu. Ne-am dus cu gândul și oamenii mari al lui Dumnezeu ne-am dus cu gândul la jertfa Mântuitorului. Acesta este centrul învățăturii noastre. Acesta este miezul învățăturii noastre pe care ne l-au spus părinții noștri, ne-au spus strămoșii noștri și ne-au dus și au vrut să ne ducă acolo la cruce. Pentru că fără jertfă nu-i cu nume. Fără jertfă Mântuitorului noi n-am fi fost în seara aceasta aici și nu putea să aibă loc întâlnirea noastră fără prețul acesta plătit. Vorbeam cu tine astăzi și mi-au adus aminte de o întâmplare. O întâmplare foarte interesantă, cred că foarte mulți dintre noi o știm. Este și o ecranizare făcută după povestea aceasta, au făcut-o Rușia cu câțiva ani de zile. Era un tată foarte fericit cu un copil frumos, ales foarte frumos, deosebit. Și era o relație perfectă între ei. Iar undeva într-un oraș mai îndepărtat se pregătea un tren să plece. Și în trenul acela au început să urce pe tot felul de oameni. Oameni triști, oameni amăriți, oameni chinuiți, oameni care se drogau,
oameni care aveau tot felul de vicii. În trenul acela a urcat tot felul de oameni. Și a pornit trenul acela spre o altă destinație. Tatăl era omul care lucra la un pod. Lucra la podul acela și când trecea, când trebuia să treacă trenul la ora trecerii, el ridica sau cobora podul să treacă. Și s-a dus omul și copilul după el și în vremea când se apropia trenul peste trecerea aceea, pruncul lui, copilul lui, s-a băgat printre roțile acelea mari care trebuiau să culiseze podul în sus și în jos. Se apropia trenul, iar pruncul lui era acolo între roțile acelea. Nu mai era mult până acolo și omul, în mâna lui era maneta. În mâna lui era maneta aceea care cobora sau ridica podul. Ce alegere ar fi făcut? Pruncul era acolo între roți și trebuia ori el jertfit, ori trenul. Trebuia să fie ori strivit el, ori sutele și miile de oameni care erau în garnitura aceea de tren s-ar fi prăpădit toți odată și era o nenorocire mare. Numai care este părinte care înțelege lucrul acesta? Ce a fost în inima acelui om? Ce a putut el să simte în inima lui? Și a ales. A tras maneta și-o coborât podul. Și-a strivit pruncul printre roțile acelea, ca trenul să fie salvat, ca oamenii să fie salvați. În imaginea lor, acelor oameni, suntem fiecare dintre noi, ne-am pornit. Dar la un moment dat cineva a trebuit să plătească o jertfă, să fim treji, să fim fiecare dintre noi treji, pentru că primul ostaș a fost treaz. Trăim între niște timpuri și niște vremuri în care parcă încet, încet adormim. Părintele Iosif, primul om, și noi am vorbit în zilele acestea și nu vom termina niciodată, nici generația noastră, nici generația care vor urma să vorbească despre mari oameni Dumnezeu, despre ei se va vorbi mereu. Omul acesta, primul lui lucru, a stat treaz în noaptea aceea și de atunci a stat treaz mereu. Dragi tine, să fim treji, să stăm treji, pentru că somnul și odihna aceasta duhovnicească și sufletească pe care noi ne permitem de multe ori luxul acesta să-l ațipim. Așa de multe victime au fost făcute în somn, așa de mulți oameni au căzut, așa de mulți oameni au murit. Și sunt atâtea exemple la un om pentru că a adormit. Așa un preț mare a trebuit să plătească. Spune cuvântul lui Dumnezeu că i-au scos ochii, fără anestezie, cum se face în zilele noastre. I-au scos lui Samson ochii. Așa de mult a trebuit să plătească tânărul acela, că n-a stat treaz. Spune cuvântul Dumnezeu în Faptele Apostolilor, când vorbea Apostolul Pavel, unul pe nume Eutic, spune că în camera aceea erau multe lumini aprinse, dar unul Eutic care stătea pe geam, a adormit și a murit, a fost ridicat mort. Dragi frați, nu mai avem un Apostol Pavel să ne ridice din nou, să stăm foarte treji, să stăm cu foarte mare băgare de seamă, pentru că vremurile vor să ne adoarme pe noi și timpurile și păcatele și ispitele și toate patimile acestea nu încearcă altceva decât să ne umble la sufletul nostru. Dacă l-am înțeles pe Părintele Iosif, dacă am înțeles cum ne-a chemat El și cum ne-a explicat jertfa Mântuitorului, să fim treji fiecare dintre noi și dacă ne-am pornit pe drumul acesta, să nu ne întoarcem înapoi. Dragii mei, să nu ne întoarcem înapoi, pentru că tu nu ai la capăt. Dacă ne-am pornit sau dacă ne vom porni sau dacă avem pe inimă gândul acesta să stăm lipiți de lucrarea lui Dumnezeu, să nu ne întoarcem înapoi, pentru că degeaba cu pornirea noastră, degeaba cu luptele noastre de-a lungul timpului, dacă nu ne ducem și nu avem dorința aceasta să mergem până la capăt. A fost un nici nu mai știu cum îl cheamă, a fost un om care a descoperit o parte a Americii și și-a pus pe inima lui el și corăbierii și toată flota care era să cucerească pământul acela nou. Dacă ajungem acolo și găsim bogăție, noi nu ne mai întoarcem înapoi. Vreți să facem lucrul acesta? Și toți au jurat, mergem înainte. Au ajuns pe coasta aceea de la New Mexico și au găsit aurul. Și au găsit bogăție și spune căpetenia lor, nu ne mai întoarcem înapoi, așa e? Am găsit aici comoare, am găsit aici aur, nu ne mai întoarcem, nu ne mai întoarcem. Ca dovadă că nu ne mai întoarcem, haideți să facem un lucru.
să ne dăm foc la corăbile. Corăbile cu care am trecut noi oceanul, corăbile acestea care au fost confecționate și așa de scumpe, care ne-au adus la mii de kilometri aici, haideți să le dăm foc. Acesta va fi semnul că noi nu ne vom întoarce acasă. Noi nu ne mai ducem înapoi, pentru că am găsit comoara. Dacă am venit până astăzi cu tot felul de corăbii, cu tot felul de lucruri până aici, dacă ne hotărâm și dacă vrem să urmăm pe Domnul, să avem curajul să ne dăm foc. La toate viciile noastre, la toate patimile noastre, la toate gândurile noastre care ne țin, care ne leagă, care ne sfântecă viața într-un fel sau altul. Pentru că se merită. Pentru comoara aceasta mare, spune cântarea, se merită să dăm totul fiecare dintre noi. Amin, Slăviți să fie Domnul.